Astăzi îți propun să explorăm împreună pădurea ca mediu de viață. Pădurea este o întindere mare de teren în care diferite specii de plante și animale sălbatice viețuiesc fără ajutorul omului. În țara noastră există numeroase păduri care diferă de la o formă de relief la alta. Păduri de foioase, aflate în zonele de deal și câmpie, păduri de conifere întâlnite în zona de munte, păduri mixte care fac trecerea de la pădurile de foioase la pădurile de conifere. Să explorăm acum pădurea de foioase. Privește imaginea. Cât de frumoasă este pădurea toamna, nu-i așa? Frunzele copacilor devin multicolore, apoi cad. Pădurea în care predomină copaci cu frunze căzătoare se numește pădure de foioase. Aici cresc specii de arbori precum fagul, stejarul, arțarul, teiul, plopul, salcâmul, mesteacănul. În căutarea luminii, copacii își ridică frunzele, dezvoltându-și un trunchi gros și ramuri. Iarna, lumina, atât de necesară pentru prepararea hranei, este mai slabă, iar apa este greu de extras din pământul înghețat. Tocmai de aceea, toamna, foioasele își pierd frunzele pentru a economisi energia și apa. La umbra copacilor putem întâlni nenumărate specii de plante mici, veriga, mușchiul, lichenii, ciupercile, toporași, ghioceii, precum și arbuști ca măceșul, porumbarul, murul, cătina. Ai auzit vreodată ciripitul păsărelelor în pădure? Ascultă aici! Pădurile de foioase, cel mai des întâlnite păsări sunt cucul, ciocănitoarea, privighetoarea, mierla. Știai că ciocănitoarea este numită doctorul pădurii? Cucul depune ouăle în cuibul altor păsări, fiind clocite de acestea? Știai că păsările au rol în înmulțirea plantelor? Pădurea de foioase este mediu de viață și pentru alte specii de animale precum veverița, iepurele, vulpea, jderul, lupul, căprioara, mistrețul, pisica sălbatică și altele. Viețuitoarele se adaptează la mediul în care trăiesc. De exemplu, vulpea mănâncă cele mai mici mamifere pe care le găsește în mediul său de viață. Șoareci de câmp, popândăi, veverițe, iepuri. Detectează prada chiar și fără să o vadă, după miros și după sunet, dar nu aleargă după aceasta, ci sare asupra sa cu labele din față precum pisica. Labele, terminate cu ghiare, sunt de folos la prinderea prăzii. Iarna își caută mâncarea sub zăpadă. Sarcini de lucru. Folosiți diverse surse de informare, enciclopedii, internet, pentru a afla mai multe informații despre fag și stejar. Notați în diagramă asemănări și deosebiri dintre fag și stejar. Realizați în echipe un colaj pădurea de foioase, folosind imagini și informații despre plantele specifice, animale specifice, adaptarea viețuitoarelor la mediul de viață, curiozități sau ghicitori tematice. Prezentați în fața colegilor produsele realizate de echipa voastră. Explicați! Pădurea este considerată plămânul verde al terei. La revedere!